Invitatul din această seară este acordeonist de forță și dirijorul orchestrei Porumbița din orașul meu natal, Ialoveni, Ion Condrea. Ionel, Ionelule, bine ai venit la etajul noule! Salutare, salutare! Microfonul care știu că te descurci foarte bine. Bine, bine v-am găsit și eu. Te rog, ia loc. Ne bucurăm că ai venit, pentru că omul care are experiență în diferite domenii și un acordeonist foarte bun, dar eu cred că Ion o să ne spună mai multe lucruri la noi, la etajul nou, Ion, noi discutăm foarte lejer toate temele, analizăm și râdim asupra multor momente și am să spun o întrebare care nu are legătură în general cu profesia ta și cu ceea ce faci tu, dar noi vorbeam despre cosmos și ca o întrebare, dacă ai zbura în cosmos și ai găsi o planetă și ți-ar pune ție posibilitatea, ți-ar da posibilitatea să-i pui o denumire, care ar fi? Cred că Ialoveni. Ia uite, voi ați vă mutați amândoi acolo. Da. Eu am zis că mă tin ca să-i pun denumirea Ialoveni și când acolo e sănătate. Eu am pus să ieși steagul de multe și Ialoveni. Mute mai încolo leagă. Așa. Important, din ce zonă este Ialoveni? Pe acea planetă să fie și postul dumneavoastră de TV. Etajul nou. În special etajul nou. Cum apare planeta Ialoveni? Acolo apare în primul rând emisiune etajul nou, pus eu TV, știi cum? Toată echipa. Din ce zonă ești, Ion, de la Ialoveni? Pentru că Natalia se interesează, Natalia tot e din Ialoveni. Da, eu tot sunt de Ialoveni. Da, după cum știe Natalia, Ialoveniul are mai multe zone, mai multe... E serios, oraș mare. Da, și mulți când aud de această zonă unde trăiesc, unde m-am născut, de fapt, se numește Huțuleuca. Huțuleuca. Huțuleuca, nu-i Cuțuleuca și nu-i... Da, eu mă gândesc că Cuțuleuca, nu? Nu-i Cuțuleuca. Dar are vreo însemnătate cuvântul ăsta? Huțuleuca, de la Huța sau de la ce? Nu, nu este. Nu, știm, trebuie să... Deci istoric, așa e denumire, dar nu știe nimeni. Așa, de când am văzut lumina zilei, așa am prins-o așa. Așa e Cuțuleuca. Da. Tu ești din zona... Moldova. Nu știu ce legătură are, dar noi toți suntem din zona Moldova. Da, ok, până la urmă... Nu, de fapt, știi așa, Anatol, Ialoveni e capitala de rezervă a Republicii Moldova. Așa vrei să spui tu. Da. Și să crezi tu în asta. Și deja toată lumea crede. Cui eu nu am spus, deja toți apropo, așa spun. Apropo, Natalia a aruncat această informație și s-a pornit prin toată țara informația că Ialoveni este capitala de rezervă. Da. Adică capitala care stă în rezervă, știi? În caz dacă Chișinău ceva se întâmplă, Ialoveniu e capitala Republicii Moldova. Da, este Ialoveniu care decide, știi cum? Da. Este loc pentru președinție, parlament și Ministerul Culturii, care se află, cred că, în Casa de Cultură, acolo unde Ion are și un studio foarte bun. Da, un studio și, apropo de Ministerul Culturii, de la Ialoveni, noi avem altă glumă. Șeful Casei de Cultură nu zice Casa de Cultură, dar Filarmonica din Ialoveni. Filarmonica din Ialoveni? Oh, i-a dat statut deodată. Serios. Dar Filarmonica cui? Domnul Anatol, da? Da, domnul Pentru Anatol. Pentru că Filarmonica noastră e a lui Serghei Lunchevici. Da. Și la Filarmonica. Am înțeles. Apropo, Natalia, ca să putem face o legătură, așa. Tu fiind din Ialoveni, să știi că ai un studio lângă tine și în orice moment poți să apelezi la Ion Condrea, care se descurcă și muncește foarte de mult timp acolo și toată lumea e mulțumită, apropo, la lucrările, deci la aranjament, nu știu, Ion, la ceea ce... Aranjamentele face altcineva, tu ești cu... Păi da, mai fac și aranjamente, dar... Ce ține din registrare, mixare, voce frumoasă, tot. Și lângă tine, doi pași, te-ai dus. Ai bătut la ușă, Ionel, bună ziua, etajul nou, îndrăț. Aveți și sală de repetiție acolo? Sala de repetiție este în Casa de Cultură. Da. Deci tu acolo înregistrezi și acolo repeți. Iar dacă ceva nu-ți place, ai venit și ai mai înregistrat. Nu, eu aș face repetiție. Eu, sincer, chiar acum caut... Insurat. Nu... Repetiție vrei să faci. Repetiție la acordeon tu vrei să faci. Cu vocea. Ion, tu ți-ai ales acordeonul în general bazându-te pe ce? Sau așa a spus tata? Pentru că tata la fel este... Da, taicul meu la fel este trompetist. La fel este trompetist? Că eu sunt acordeon, dar taicul la fel este muzician. Da. Și inițial, primul an am făcut fluierul, după care... M-am trezit într-o zi, în clasa a doua, când am mers, m-am dus în clasa de acordeon și mi-a spus, tu aici ai să înveți. Îmi pare că la acordeon, cum, eu am ascultat un stand-up în legătură cu acordeonul. Eu nu știu, eu am plâns.
Deci băiatul povestea despre faptul că cât e de complicat să fii o acordeonist. Deci la vârsta, când, tu de la ce vârstă ai început să... La vârsta de 8 ani. 8 ani. Imaginează, 8 ani, un băiețel, da, acordeonul poate e un pic mai mic, dar totuși da. E foarte greu, pentru că eu cred că atunci ne invidiezi băieții cei care îmbrăcă fluierul sau cu trompeta, pentru că n-au trăit atunci acordeonul. Și el spune că pentru prima oară m-am învățat să-ți fac manevra asta, să arunc acordeonul la spate atunci când mă duceam la WC-ul, știi? Pentru că nu lași nicăieri, că sunt să-l fure, să-ți faci griji, pentru că tu răspunzi de instrumentul, fiecare răspunde de el. Da, sigur. Care a fost cel mai complicat moment cu acordeonul pe care l-ai avut sau cel mai, știi cum, permanent să-l duci și... Sau a fost ușor să-l înveți din start? Da, de învățat am avut în primul rând parte de profesoară foarte bună în clasele primare, cum ar fi până în clasa nouă, doamna Eugenia Răilean, care transmit multă sănătate și salutări. După care a urmat colegiul din muzică, Ștefan Neagă. Acolo, într-adevăr, am avut parte de un profesor excepțional, domnul Boris Dolinski. Domnul Boris, mersi frumos! La moment, dumneavoastră este în America. Ah, domnul Boris, din America, salutări! Hello! Ca să știi cum e planeta lui. Good afternoon! Multă sănătate! Good evening! Și, de fapt, mergea vorba de cât de greu mi-a fost. N-am întâlnit obstacole cât eram la școala muzicală de arte din Loveni. Nu era necesitatea de a târâie acordeonul. După era acordeonul în școală. A, deci tu nu prea ai umblat cu acordeonul să-l târâi pe spate și să zici că, Doamne, feriești, de cine am ales eu nu e instrumentul ăsta? Sau de cine nu ales nu e instrumentul ăsta? Da, dar deja la colegiu fiecare student avea acordeonul propriu, da. La colegiu aveam safeuri unde noaptele păstram acolo. N-ai avut niciun caz să-l strici, să-l pierzi, să-l uiți, să-l iei cineva? Nu, de pierdut nu. Am avut o situație după concursul Jocurile Delfice din anul 2004, când a fost gala laureaților la Filarmonică din Chișinău, nu din Loveni. Trebuia să merg să cânt la gală și cu jumătate de oră înainte de concert să mă urc în troleibus, că atunci aveam troleibus. Dau să iau acordeonul, că mă uit, o clapă este ruptă. De obicei cum se întâmplă așa că se rupă o clapă? Din atenție, din ai lovit? N-am lovit, s-a întâmplat. Deci a fost uzat într-atât de mult că a căzut. Și am sunat de urgență meșterul. Am mers. Serios? Și am reparat. Ai reușit? De acolo, cu taxiul repede, am mers. Nu mai am intrat în filarmonică, pe intrarea din spate. Dar ce s-ar fi întâmplat? Dacă tu deci nu atrageai atenție la momentul ăsta și ai ieșit în scenă cu acordeonul, cu problema. Păi bine, exemplu, până la urmă, da. Cum poate... s-a întâmplat? Deci tu trebuia să cânti deja și ce aveai să faci? Cred că era imposibil. De era cântat, imposibil? Da. Păi bine, până la urmă poate luam alt acordeon de la coleg, dar asta deja e disconfort. Disconfort, e alt instrument, tu ești obișnuit cu altul, tu îl cunoști bine, îl simți bine. Dar în general nu e posibil, da? Nu poți să eviți acolo. Nu, e chestie. Oricum, se aude și... Mă rog, mai cânt la alte instrumente? Ai reușit. Nu. Doar la acordeon. La clapă. Evident, acordeonul și are... Eu de asta spun, și îmi dau seama și eu că știi. Ioan mai cântă și, în general, voce. Eu l-am mai auzit. O face cu mare drag și reușește foarte bine. Dar el știe profesia, știe domeniul și chiar o face mai bine, probabil, și o face foarte bine. Vreau să cânti des soției la acordeon? De obicei, în familie foarte puțin. De fapt, cum? Și soția este vioristă, după profesie, la moment activează în alt domeniu, dar în familie, practic, muzica... Este așa de sătui de muzică, că în familie se odihnesc. E apropo o familie foarte veselă, în care se distrează foarte mult, mult se glumește, mult se distrează, dar cu muzica... Mă rog, și fiica mai mare face pianul, deja clasa a doua, dar ce sunt de muzică ca eu să-i cânt soții sau... Eu zic că Ionel, eu te aud, da. știi, atâta muzică, dar vreau să te întreb, dacă tot eu, mă rog, ca informație, poate cunoști, poate ne spui și nouă, vioarele sunt, este un instrument care începe de la un preț de 1000 de euro și ajunge până la și oho,
cât sunt de costisitoare și de scumpe acordeoanele? La fel și acordeoanele sunt foarte scumpe. Păi bine, începând, sunt acordeoane pentru copii, pentru începători, zicem, la 200-300 de euro. Un acordeon așa, da? Da. Un acordeon deja pentru maturi începe de la 3.000 de euro, 5.000. Și deja sunt acordeoane care costă și 30.000 și 40.000 de euro. Dar spune-mi, te rog, o marcă de acordeon care se consideră una de elită, cea mai scumpă sau? La moment, cele mai faine acordeoane se scot acordeoanele italiene. Italiene? Da. Este vreo denumire? Victoria. Victoria? Da. Dacă tu mă întrebai pe mine, eu aveam să spun că eu știu precis că cele mai bune acordeoane sunt nemțești. E că eu așa le spun, că germani, nu știu. Poate am văzut denumirile lor, are un moș de-a meu, câteva exemplare care, nu știu, la acordeoane e o problemă. Dacă nu le folosești, se usucă, da? Sau cum se întâmplă cu... Păi nu, ca orice instrument. Dacă nu se cântă mult timp la el... El trebuie de acordat? Se așează. Da, sigur. Da? Acordeonul se acordează. Se acordează și doar la mister. Cum se numește, deci... Burduf. Burduful ăsta. Da, da. El doar crapă dacă îl lași tot așa, nu merge... Nu crapă, el... Sunt momente că el... Nu Dacă stă... Dacă stă și nu ai treabă cu el. Depinde de condiții. Ca orice instrument nu trebuie păstrat la umezeală mare, la temperaturi ridicate. Deci o temperatură medie, el poate să păstreze și mai mult timp, da? Da, da. Doar după ce se acordează și începi să cânti cu el. La mine tatăl cânta la acordeon și simte că avea și un chei să-l ținea. Păi da, eu ce spuneam de mușul meu, că are câteva și are germane foarte vechi. Deja ele sunt ca anticariate, știi? Și respectiv el a scos unul care mai mult aia reșe dintre însuși decât sunet, știi? Să vă dați seama, muzicuțele din acordeon, da, sunt lipite pe ceară. Ceara asta cu timpul se usucă. A, și cad. Și scad, da. Se întâmplă asta și așa. Asta este... Dar, în general, un acordeon vechi care, să spunem așa, să aibă peste 50, 60, 70 de ani, îl poți restaura? Sigur. Îl poți? Da. Și să cânte la fel cum a cântat. Deci, până la urmă, el nu se aruncă. Instrumentul este un instrument care veșnic. Deci, mă rog, veșnic. Instrumentul... Nu se rupe, nu se sparge cumva mai grav. Deci, e posibil, da? Sigur. Și se repară orice detaliu, orice... Chiar și burduful din Germania se aduc burdufe noi și se schimbă. De aceeași marcă, de exemplu, să... Uite că eu cu moșul meu îți grăiesc altfel. Pentru că el spunea că nu știu, vrea să le vânde sau ceva de genul ăsta. Ok, tu lucrezi cu echipa de... În Ialoveni, vorbesc de... Orchestră. Orchestră, da. Da. Orchestra a fost fondată în anul 2005. Cine a venit cu ideea? Sau cu cine? Tu ești șeful? Tu ești capul? Nu. Eu, da, la moment sunt dirijor. Dar ideea a fost a doamnei Claudia Șerșun, la moment fiind șefa secției cultură. Ialoveni, da. A venit cu ideea, eu fiind student, dumneavoastră îmi propune, nu vrei să formezi o orchestră? Zic, da, nu, când sunt student, mai am de învățat, nu? Nu, hai că trebuie, hai să încercăm. Dar cum îi scriești dacă nu îi faci, da? Și de acolo s-a pornit. Deja aveam 12 ani. Mari succese și rezultate. Am avut ocazia de a acompania vreo 5 festivaluri. Festivalul Filip Todirașcu. Așa. Festival între violoniști. Uh-huh. Vin violoniști din România. Și, într-adevăr, e o experiență foarte importantă pentru mine, cel puțin. Vin oameni cu mult mai în vârstă ca mine. Chiar oamenii... Am înțeles, cu experiență în general de lucruri și tot așa. Și vin nume mari de la noi, din Moldova. Cum ar fi Marin Bunea, în recital am avut ocazia să-l acompaniem. Oleg Vitliuc, Vitalie Durin. Sunt nume marcate. Nume puternice. Care... Eu vreau să te întreb, cum crezi cu așa interpret pe nume Adi, care a scris și un imn, apropo, pentru imnul Ialovenilui. Deci n-ai știut că tu ai imn scris de... colegul nostru. Da. Cine a mixat, mă rog, melodia, a făcut aranjamentul? Ați conlucrat la etapa asta? Ideea? Nu, ideea în general a venit de la primărie. Uh-huh. Nu, trebuie știm. Da. Nu, la moment îl avem ca șef de secție domnul Tudor Grigoriță și anul trecut, nu anul trecut, în aprilie, Ialoveniul anul acesta. El vine a împlinit 40 de ani de la fondare. 40 de ani la fondare. Da. Și s-a organizat un eveniment destul de mare, de amploare.
și au evoluat toate colectivele din Raion, inclusiv și orchestra, și la care domnul Tudor Grigoriță zice, uite, ar fi bine să facem un imn al Raionului, să-l avem. Textul era făcut de domnul Mihai Silistraru, fostul președinte de Raion. Așa. Da. Și... Și bine, încercăm voi să... Voi l-ați sonorizat, l-ați prelucrat? L-am telefonat pe Adi. Pe interpretul nostru, da. Adi, care el îl interpretează, dar tot împreună cu voi, cu toată echipa, da, da. Ați făcut... O... Și zic, uite, ar fi bine, poate ai vreo idee. De... Și, într-adevăr, a făcut o melodie pe versurile cele. V-a reușit. Da, eu am făcut aranjamentul, după care s-a înregistrat, s-a interpretat. Tu înțelegi ce legătură eu fac, pentru că avem un invitat interesant care urmează și care o să ne cânte, o să ne interpreteze această melodie și o să auzi textul. Da! Așa, Ion, vreau să spun că și pentru tine, ca și pentru toți ceilalți invitați, avem pregătită câte o rubrică, da? Deci pentru fiecare în parte, rubrica nu se repetă, dar pentru tine, nu știu, avem surpriză de la Natalia noastră, frumoasă din Ialoveni, așa că voi sunteți, dar într-un fel neamuri, dacă sunteți toți împreună din Ialoveni. Să auzim ceva frumos de la Natalia. Ion, trebuie să ne spui denumirea instrumentelor din imaginile de pe ecran. Yeah, Ion, Ionel. Deci în câteva clipe o să apară pe ecran instrumente, să vedem cât de bine te descurci cu instrumentele muzicale, să vedem cât de multe instrumente cunoaște. Apropo, o să spune Ion părerea lui, o să spui tu și o să spun și eu. Și vedem cine dintre noi, în general toți trei, știe mai bine care instrument. O să-l vedem. Așa. Regie, dacă sunteți pregătiți, Ion, tu ești gata? Da. Așa. Foc, foc și încă o dată foc. Să vedem prima imagine. Este un cimpoi. Așa, stai un pic. Da, tu ești tu? Da. Ce ești tu? E cimpoi. Cimpoi, da, asta e cimpoi. Cimpoi e, și apropo, Nerlanda, este un scoțian, eu știu că, nu? Instrument din Scoția. Irlandez? Irlandez, da. Da, dar este puțin deosebit față de cimpoiul... Este, pe domnul Pavel Gămurari. Da. El, apropo, cunoaște foarte multe instrumente și a început să povestească istoria instrumentelor. Am avut noi cu el tot o discuție. Îl cunoașteți? Da, sigur. Da. Suntem colegi. Colegi, da. Atunci el cred că ne spunea sigur de unde e, din Scoția sau din Irlanda. Ok. Bun instrument. Este beță. Este beță. Bețșoare. Un interpret, da, un artist, un muzicant. După părerea mea, cred că sunt folosite undeva în percuții. În percuții, da. Da, da, deci o denumire care ar fi beță, da? Tu spui? Beță de percuții. Beță de percuții, bețșoare. Percuții, eu zic bâine. Percuțișoare. Percuțișoare. Bătulițe. Hai să vedem cum se numesc ele, de fapt. Clave. Clave. Da? Ați auzit de ele? Eu n-am auzit niciodată. Muzica tradițională nu prea. Pam, pam, pam. Dar cred că tot e pentru un instrument de percuție. Așa. Continuăm. Contrabas. Da. Contrabai. Contrabas. Contrabas, eu nu contrabai. Contrabas, da. Voi cum vă dați seama după dimensiune, da? Da. Pentru că este violoncelul. Violoncelul, da. Viol, viola. Viola? Da. Dar viola nu e violoncel? Nu, violoncel este mai mic decât contrabasul. Da. Și viola încă e mai mică. Încă mai mic, e puțin mai mare ca vioara. Dar este, eu știu, este vioară și este alt, nu știu, alt. Păi alt, da. Altul este viola. Viola? Da. Asta e, da. Eu, mă rog, voi sunteți în domeniu, eu mă interesez. Așa. Harp. Mai mare ca contrabasul nu e nimic? Nu. Contrabasul. Harpă. Eu ador instrumentul ăsta. Chiar am fost recent în Castel Peleș și acolo era într-o cameră o harpă. Eu când am văzut, păi tu nu ai văzut-o, dar tu nici n-ai auzit-o și doamnă s-a făcut rău. Nu, am văzut-o și camera era așa de frumoasă. Păi harpă era frumoasă aici... sau ai ascultat melodie? Am văzut-o, păi eu știu cum sună harpa. Dar tu doar ai văzut-o și doamnă știi cum sună. Păi da, noi oamenii de artă avem imaginația bogată. Aha. Și noi, la noi poate și muzica să... Tamburină. Cum se numește instrumentul ăsta? Asist. Stai. Cum? Tamburină. Ei, bine că tu repeți. Tu de ce repeți? Auzi? Tu repeți, tu nu știi cum se numește. Tamburină, eu îți spun. Tamburina. Ia uite. Și e ca așa cu tamburina. Am urmă să-ți dau tamburină drept de contrabas. Tamburina, hai să vedem ce ieși. Instrument de percuție... Tobă. Da, e tobă. Un fel de tobă. Nu mai aveți... Păi...
Asta se numește tobă. Nu-i tobă. E chiar o tobă. Bonguri, bong. Bong, da, că așa e mai corect. Dar ce scrie regia? Tobă. Dar, de fapt, nu, de fapt, e corect, e bong. Eu tot știu așa. Pentru că are cumnatul meu. Și am cântat și eu, am mai bătut și eu. Ei, cântat, mai cântă, mai bat. Bat și eu așa. Așa, să vedem, ce mai avem? Știu instrumentul ăsta, da? Triunghi. Doar așa se numește? Triunghi? El nu are denumire mai muzicală? Trongon? Triangle. Triangle? Ești triangle. Hai să vedem. Triangle. Da. Sau triunghi, da, pur și simplu el. Dar cât de să se folosește în general? În muzica clasică, în orchestrele simfonice. Da, câte un sunet așa mai... Ai văzut Harry Potter? Da. Acolo desuri se aude când merg niște simfoniști, desuri se aude. Nu, mă rog, acolo a fost gândit momentul ăsta, dar în muzica populară nu există. Nu. Nu are unde. Unde să-l vâre? Unde să-l vâre în tot gălăgie așa, că nu se mai aude. Muzica simfonică, muzica de stradă poate să folosească. Da, este instrument de percuție. Am înțeles. Instrument de... Este că dacă la nume muzical, cam ce instrument ar putea să fie? El, apropo, este instrument, dacă te duci la un nunț, îți plătești bani, îl iei și este instrument de tăiet... De tăiet salariu? De scos... De scos banul. De grit cu nănașul. Da. Sau cu socul. El ca instrument sau la socem ar putea fi, cred că, tamburina ar locuie sau ușoarele cu nisip. Eu vă spun două sunete care le știu că le poate face într-adevăr sunete muzicale. Deci, unu, dacă ați văzut vreodată când e mai lung și se uirea, poți face un sunet oscilează cu el și ar putea. Asta la ce instrument ar merge că, dacă îi faci așa ca sunet? Ca cred că un instrument electronic. Electronic. Ok. Și în momentul în care îi mergi cu ceva, cu o chestie pe zâmță, se uirea, asta deja? Deja... Deci, dacă... Tot instrumentele percuții ar imita. Da? Totuși ar fi ceva mai aproape de... Da, deci totuși ferestrău este un instrument muzical într-o oarecare formă. Mă ne dacă zice, tăie noaptea când nu am Da. Cântăm cu băieții, ferestrău. Asta a fost ultimul instrument muzical care l-am pregătit. Tradițional. Tradițional, apropo, da. Știi cum, o muzică, asta e mai mult tradițional pentru regiuni rurale, pentru că pentru regiuni urbane, voi îl știți, bor mașina care nu te mai lasă să dormi niciodată. Așa că, prieteni, sunt diferite chestii și cazuri. Ionel, te rugăm foarte mult să-i aduci un mesaj pentru toți telespectatorii noștri, ceva de la tine, de la orchestra voastră, despre Eloveni, cum crezi tu că e mai bine? Dorim multă sănătate întregului popor să urmărească acest post minunat de televiziune. Mersi. Mulțumim. În special etajul nou. Da. Și noi ca orchestră o să încercăm să aducem doar muzică de calitate și plăcută pentru auzul oamenilor. Noi îți mulțumim foarte mult, vă urăm succes orchestrii, ție personal, echipii cu care mai muncești, că știu că muncești mult, plus la asta studioul să aibă cât mai mulți clienți buni, să aveți mulțumim ocupații, și multe talente, multe talente, multe cu care să lucrați și să te vedem și în Piața Mare de Noroțenă și în mai multe pieți internaționale. Mulțumim. Așa că succes, Ion. Mulțumim. Succes. Dragi prieteni, o invit pe Natalia, dar nu mai invit eu chiar pe Natalia deloc. Eu singur am să spun un lucru. Doamnelor și domnilor, nu schimbați canalul, pentru că noi ne ducem la o mică scurtă pauză publicitară. Cât de nu, venim cu ferestrău, să vedeți și muzica să înceapă acolo. Așa la gât. Această emisiune conține plasare de produse.